Bună seara și bine v-am găsit! Suntem la emisiunea Întreabă Cuvântul și îmi revine plăcerea și privilegiul de a fi împreună cu pastorul Nicu Butoi. Frate Butoi, vă rog ca să invitați prezența lui Dumnezeu înainte de a începe discuția noastră și apoi vom intra direct în studiul lecțiunii. Tată, te invităm la această masă și în inimile noastre ca să fii învățătorul nostru. Tu ai spus că Duhul Tău ne va călăuzi în tot adevărul. Noi am crezut cuvântul acesta al Tău și trăim prin el. Te rugăm ca astăzi să manifeste această promisiune Ta. Ca să fim călăuziți de Tine, Doamne, în tot adevărul pe care îl putem vedea și înțelege astăzi. Fii binecuvântat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Am intrat direct, n-aș mai vrea să mai pierd timpul cu prea multe formule, pentru că sunt prea multe de spus și v-am și aici împreună cu mine. Capitolul 14 din Proverbe, cel puțin versetul 12, care este și textul de memorizat, spune în felul următor. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. La prima citire, aproape că sunt puțin temător, pentru că sunt multe căi care ni se par bune. De ce este atât de greu să ne facem o idee corectă despre noi înșine? Sau este greu să-ți faci o idee corectă despre tine înșine? Despre tine? Nu putem vorbi în termen de greu sau ușor, dar este serios. E un lucru foarte serios. Putem să ne apropiem și întrebând cuvântul de acest text din două perspective. Dacă este vorba să îmi dau seama că multe căi pot părea bune, risc să nu mai îndrăznesc nimic, pentru că s-ar putea să mi se pară bine, dar de fapt doar mă duce la moarte. Și pur și simplu mă dezangajează, mă desfințează și mă rezum doar la acele lucruri din ce în ce mai înguste și mai restrânse, care nu presupun practic nimic. Pe de altă parte, vreau să știu, pentru că sunt conștient că există această primejdie, că o cale să mi se pare bună și la urmă să-mi dau seama că a dus la moarte. Nu e că a dus la o greșeală, dar a dus la moarte. Și sunt conștient de această primejdie și vreau să știu care ar fi calea lui Dumnezeu ca o cale să nu mi se pare bună, ci să fie bună. Adică să nu mi se pare bună și la urmă să ducă la moarte. Vreau distinția aceasta nu poate fi făcută dacă noi trăim în sistemul izolat al propriului nostru eu. Pentru că ne măsurăm cu noi înșine. Și dacă nu ai reper, nu-ți dai seama dacă înaintezi sau nu. Pentru că nu ai un reper ca să-ți dai seama cum te miști. Dacă nu ai coordonate să știi dacă ești mai aproape, mai departe, nu poți să ai ideea realității. A te măsura cu tine însuți este chiar o nebunie. A te măsura cu societatea, cu istoria, cu cultura, natura, cu astea, este un pas în față, este un avantaj mare, practic, în sfârșit. Dar nu este nici pe departe ceea ce ar putea să ne ajute pe noi într-o situație ca aceasta. Și anume, este vorba de reflectarea gândurilor noastre și căilor noastre și alegerilor noastre, reflectarea vis-a-vis de prezența lui Dumnezeu în sufletul nostru și în mintea noastră, vis-a-vis de inspirația și impresia Duhului Sfânt, vis-a-vis de activarea tuturor informațiilor pe care le-am căpătat, pentru că de-abia târziu îți dai seama, uite măi, dacă mi-aduceam eu aminte de treaba asta atunci. Dar Domnul a promis, Duhul lui Dumnezeu vă va aduce aminte chiar atunci, dacă într-adevăr ești deschis pentru acest lucru. Și atunci, este foarte important să știi că multe căi pot părea bune, dar la urmă duc la moarte și că nu orice cale bună, care pare bună, duce la viață. Este extrem de important să știi. Este extrem de important să nu te descurajezi să acționezi pe bază că există riscul acesta, pentru că riscul există oricum. Și o să facem multe alegeri nedorite în viață, dar în același timp este o școală a alegerii în care trăim. Și punctul cel mai important al tuturor lucrurilor este să facem această alegere în prezența și cu încrederea în călăuzirea lui Dumnezeu. Aceasta,
Acesta ar fi partea de care... introducere. Da, da. Deci, cu alte cuvinte, citesc versetul acesta și nu pot să nu-l pun alături de în contrastul acesta. Deci, versetul acesta spune multe căi, dar la urmă se vă duc la moarte, iar Scriptura vorbește de o singură cale, care mai este și strâmtă pe deasupra. Da. Nu vorbesc de o loterie aici, dar îmi dau seama că, în general, cele mai multe din decizii poate să ducă la moarte, poate să ducă la amăgire. Da. Vezi, calea nu este o metodă, o tehnică sau ceva, este o persoană. Eu sunt calea. Aici e problema. Aici este centrul vieții. De aici radiază totul. Și dacă privim din această perspectivă, suntem în mâini sigure. Avem o adâncă pace, luciditate în alegerile noastre. Este o lume nouă. Vorbesc de reper sau de repere. Da. Luați-o pe linie cronologică de dezvoltarea copilului, pentru că Proverbe vorbește foarte mult de relația aceasta. Reper. Ai reper unde? În casă, în familie, cel din școală? Tâi reper, sigur, pentru noi sunt părinții. Sunt părinții. Nu cunoaștem un alt Dumnezeu în primii noștri pași pe pământul acesta decât pe cel exprimat prin părinții noștri. Și lucrul acesta este invers proporțional. Cu cât un copil este mai mic, cu atât răspunderea este mai mare a noastră ca părinți. Înfricoșătoare, aș putea să spun, cu cât el este mai mic. Pentru că încrederea lui în noi este ca și credința în Dumnezeu. E totală. Trebuie să știu acest... Și de fapt prima imagine care și-o face despre Dumnezeu și-o face din comportamentul părinților, sau din reperul oferit de părinți, nu? Una din fetele mele, micuță, toată stăm de vorbă în mașină și îmi spune mie, când a văzut pe cineva care m-a bruscat puțin, m-a contrazis, m-a bruscat mai mult și a fost foarte rănită de situația aceasta. Și sub impresia asta, în mașină, în drum către casă, îmi spune: cum îndrăznește omul ăsta, tată, să vorbească împotriva ta? Pentru că tu ești cel mai credincios om de pe pământ. Domnule, mi-a stat inima, spun drept. Deci, într-o clipă am simțit că mi s-a înmoiat mâinile, nu mai sunt om. Când am auzit vorba aceasta, m-a apucat spaima, zic, uite-te ce gândește copilul ăsta despre mine. Și mă rugam în continuu în sufletul meu, Doamne, să nu îmi dai vreodată puterea să trăiesc ziua în care să dezamăgesc această inimă. Acum nu mai e nevoie să-mi spun acest lucru. Ea însă și este atât mare și își conduce viața după Domnul, dar la ora aceea, și acest lucru trebuie păstrat viu în minte și în postura de părinte în familie și în postura de părintele de la biserică și în postura de părintele de la serviciu, undeva pentru cineva reprezinți un ghid, un reper. Și trebuie să știi acest lucru. Pistola către evrei spune: croiți cărări drepte, că vine cineva după voi. Omul ăla schiopătează. Și omul ăla nu trebuie să se abată din cale din cauza că voi croiți cărări sub formă de semnul întrebării. Pe... Da. Noi astăzi am făcut o virtute, frate Nicu, și în loc să ne responsabilizăm la chemarea pe care tocmai ați adresat-o cu text biblic, în a spune: frate, nu te uita la mine, că n-ai ce să înveți de la mine, și aproape că te și simți bine așa cu tine, că zici: domnule, uite, eu recunosc, eu nu sunt demn de urmat, eu știu foarte bine cine sunt, eu știu ce am făcut, tu nu te uita la mine, tu să nu faci ca mine. Și aproape că în lumea comunității o astfel de reacție apare: uite, omul ăsta măcar știe limitele. Și totuși, dumneavoastră vorbiți de altceva, de o responsabilizare a omului și de cărări drepte și de faptul că vei avea un efect. Nu se poate să trăiești între oameni și să n-ai un efect asupra lor. Vorbim de reper. Da, nu? Da, da. Vă citesc din introducerea lecțiunii și vă rog să comentați. Așa cum scrie Apostolul Pavel, că acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, noi vedem puțin. Și uitați cum se restrânge exprimarea din lecțiune, puțin câte puțin. Noi vedem puțin, iar puținul pe care reușim să-l percepem este filtrat apoi de mintea noastră. Deci avem un puțin care la rândul lui este filtrat. Da. Și mintea noastră, avem ochii noștri și urechile noastre, practic toate simțurile astea, ne oferă o viziune îngustă asupra realității. Deci puțin, îngust, asupra realității. Însă putem fi înșelați nu numai de lumea exterioară, deci avem puțin, înșelați, asta e lumea exterioară, simțuri. Acum vine și problema că suntem înșelați și de noi înșine. Adică visuri, mentalitate, opinii personale ne pot oferi imagini foarte distorsionate despre ceea ce suntem de fapt, făcând astfel din noi victimele cele mai mari amăgiri din câte există.
Ce putem face pentru a ne proteja de aceste amegiri? Ați văzut restrângerea și strângerea conceptului de la limitat, distorsionat, îngust, filtrat. Tot arată o viziune extrem de redusă. Da, aceasta este viziunea unui sistem închis în care omul se măsoară cu sine însuși și este el însuși reper pentru el. Lucrul acesta nu-l poate face decât Dumnezeu. Și noi nu suntem Dumnezeu. Dumnezeu se sfătuiește cu sine. El ia sfatul propriului cuvânt. Eu nu pot să fac asta. Dacă eu fac acest lucru, atunci înseamnă că eu am crezut pe diavol care mi-a spus vei fi ca Dumnezeu și eu nu sunt așa. Eu am nevoie nu de reperele interne, doar. Ele sunt un aspect. Eu am nevoie de reperele externe. Da, dar și alea, tot reduse sunt. Dacă rămân doar la cele firești, perene, cele care... Puteți să-mi dați exemple? Da. Care pot fi exterioare, perene și trecătoare, care, repere care, putem care nu... Putem să vorbim de societate, putem să vorbim de cultură, putem educație. Să vorbim de mentalitate, putem să vorbim de limitele educației pe care o primim noi, care la rândul ei este servitoare a unei anumite ideologii, de obicei. Toate acestea la un loc constituie lucruri de care trebuie ținut cont, fie pentru a le urma, fie pentru a le evita. De la un om învăț ce să fac, de la altul învăț ce să nu fac. Și cum să nu fiu și cum să fiu. Dar în timp ce acestea toate constituie un corum, am marele reper prin care măsor reperele. Am marele și originalul. Care este? Și care este imaginea lui Dumnezeu, așa cum este ea prezentată în Hristos. Doar... Acesta e reperul prin care eu voi măsura orice alt reper. Bun. Întrebarea este, cineva ar putea să vă întrebe, imaginea lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu, și înțeleg aspectul personal al acestei, imagini pe care o are despre Dumnezeu. Nu ne transformă aceasta într-o insulă, puțin izolați? E vorba despre noi, dar cum gândim ca și comunitate? Putem să vorbim ca și comunitate? Există riscul. Pentru că multe acesta... cări pur părerea răului omului și în biserică, nu? Da. Și într-un sistem de doctrine poate să fie. Da. E amăgire mare. Da, poate să existe acest sistem monahal al izolării, dar Scriptura nu vorbește de așa ceva. Scriptura vorbește de investire. Adică eu sunt în legătura mea cu Dumnezeu cel ce sunt. Însă, ce sunt eu în legătura mea cu Dumnezeu, investesc în casa mea, investesc în societatea în care sunt. Nu sunt un... neprihănirea lui sau legătura cu Dumnezeu nu face din cineva un ciudat, un izolat, un nu mă atinge. Lucrurile acestea sunt produse ale unei imaginații bolnave. N-au nicio legătură. Mântuitorul este prezent în târguri, în piețe, între oameni, între semănători, între păstori, între farisei, între pretutindeni. El pulsează cu viața aceasta și impune ritmul acesta dumnezeesc vieții din jurul lui. Deci imaginea lui Dumnezeu se poate verifica prin foarte multe lucruri. Imaginea pe care o ai față de Dumnezeu se poate confirma sau infirma. Până la urmă, cu interacționarea cu frații și cu surorile tale, cu familia ta, cu copiii tăi, cu asta trăiești, nu? După același principiu sau după acest principiu etern pe care Mântuitorul l-a enunțat, după roade veți cunoaște. Ce roade aduce imaginea ta despre Dumnezeu? Ce roade aduce la tine la masă? Adică vreți să-mi spuneți că omul care înjură, de exemplu, el are o neînțelegere cu privire la Dumnezeu, nu? De acolo vine totul. Totul vine de la imaginea pe care o are cineva despre Dumnezeu. Pavel nu are probleme cu creștinismul de este persecutie, dar are probleme cu imaginea lui despre Dumnezeu. El crede că Iisus este un înșelător și atunci când este confruntat cu realitatea și încearcă să o suprapună peste imaginea lui despre Dumnezeu, își dă seama că nu corespunde de fel, se predă pe loc. Cine ești, Doamne? Iov, care este mare om credincios, el nu are probleme cu boala, cu suferința, cu bubele, cu batjocurile copiilor și așa mai departe. El are probleme cu imaginea pe care o are el despre Dumnezeu, care nu se suprapune peste experiența lui. Aici este problema lui cea mare. Și când ajungem în finalul acestei drame, totul se rezumă la auzisem de tine, dar acum te-am văzut. Zice, tot ce pot să fac este să cad jos. Din cauza că n-am știut cine ești,
Din cauza asta am vorbit cum am vorbit și m-am purtat cum am purtat. Acum te-am văzut. Dacă aș lua de la capăt acum... Am înțeles. Deci Dumnezeu a arătat o a bigger picture. Asta a fost. A, da. I-a dat imaginea și mai mare, da. Și el, da, a zis, măi, da, cine, da, sunt eu? Da. Și mi-amintesc că ce a spus, puteți să reamintiți exemplu că ați spus seriile trecute despre Martin Luther King și despre adevărata problemă care stătea în ceea ce a fost de curând Martin Luther King de, da, aici. Da, da. Vă rog, reluați ideea. Ca... Da. O să avem o predică, dacă Dumnezeu ne ajute, chiar lucrez la ea. Acum se intitulează Selma. Uh-huh. Selma este localitatea spre care au condus marșul acesta celebru. Martin Luther King este pastor creștin și mișcarea pe care o conduce el este greșit interpretată ca fiind o mișcare politică. Pentru drepturi cetățenești, dreptul la vot și așa mai departe. Nu este această esență. Acesta este, cum spun englezii, a false friend. Un prieten fals. Nu. Un pastor nu poate să stea într-o mișcare politică de genul celei pe care o percepe lumea astăzi, drepturi civile sau nu știu ce, ca pastor. Mm. Nu. Dar el stă ca pastor. Și el vorbește de Dumnezeu, el vorbește de Biblie, pentru că el stă pentru o problemă morală. El nu discută cu America despre vot. El discută cu America despre Constituție. Și spune așa. Prima frază din Constituția Americii este: toți oamenii sunt născuți egali. Tu spui că asta ești America. Tu spui că așa gândești despre lucrul acesta. Bun. Dacă este adevărat ce ai spus aici, cum se face că omul ăsta mă omoară cu biciu când vreau să fiu ca el? Dacă ai spus că suntem egali și născuți egali. Omul ăsta mă omoară cu biciu pe mine când vreau să votez ca el. Nu e problema votului. E problema la ce ai spus tu în Constituție. Și atunci el stă în fața Americii și în fața omului în general și spune așa, sunt două opțiuni. Ori îți schimbi purtarea potrivit cu ce ai spus că ești, ori schimbi ce ai spus că ești și atunci îl faci potrivit cu purtarea. Deci este o mișcare moral-spirituală. Tocmai de asta v-am întrebat, pentru că multe căi pot părea bune omului. Ori trăiești după ceea ce îți este descoperit în Scriptură. Și după ceea ce mărturisești că ești și spui că ești și mărturisești lucrul ăsta în public și este disperată trebuință de mulți astfel de Martin Luther King, în primul rând în biserică. Și să întrebe biserica, tu ai spus că ești lumina lumii, tu ai spus că ești singura biserică, tu ai spus că ai tot adevărul, tu ai spus că ești rămășița, tu ai spus că ești cu tare, tu te porți așa, tu ești așa, tu faci așa, una din două, aceste două lucruri nu se suprapun. Cine spui tu că ești și cine declari tu că ești și cu felul cum trăiești tu și te comporți tu, nu corespunde cu asta. Ceva trebuie schimbat. Ori schimbi viața pe care o ai în acord cu mărturisirea pe care o faci, ori schimbă mărturisirea și atunci bună de acord cu viața. În subîmpărțirea de duminică se vorbește prin contrast, e izbitor contrastul. Am vorbit despre faptul că realitatea noastră este îngustă, este distorsionată, este subiectivă și așa mai departe. Apoi deodată sunt împărțit de o mică siguranța nebunului. Mm-hmm. El e sigur de ceea ce alege, de căile pe care le ai. El e foarte sigur. În afară de faptul că vom merge prin trăsăturile care caracterizează o astfel de siguranță a nebunului, v-ați putea să-mi dați ceva exemple contemporane despre astfel de siguranță, o astfel de siguranță nebunească până la urmă în cultura noastră, în lumea vestică, în lumea Americii, în lumea largă a societății secolului 21? Da. Esența satanismului este în afirmație, este concentrată în afirmația aceasta, veți fi ca Dumnezeu. Și ea se manifestă în mii de culori, de nuanțe, dar redus la esență, tot ce vedem în domeniul acesta poate fi foarte clar exprimat în cuvintele veți fi ca Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate vorbi cu acest fel de siguranță. Eu ca om, chiar ca om inspirat de Dumnezeu, ca profet, ca predicator, ca slujitor al lui Dumnezeu, eu trebuie să las întotdeauna loc de pocăință, loc de credință, trebuie să fiu conștient de risc, trebuie să fiu conștient de limitele mele. Afirmații din acestea așa totale te fac să stai mai departe că explodează ceva. În momentul când cineva nu a lăsat loc
El este ultimativul, ultimul stadiu al dezvoltării adevărului. El este totul, nu se poate trece de... Nu mai e loc pentru creștere. Nu este loc pentru credință. În momentul ce el a terminat. Indiferent ce ar vrea să-l facă Dumnezeu atent, el nu ascultă. Cezar intră în senat și cineva vrea să-i... Și-i dă cineva la colț scrisoarea în care arată, vezi că după colțul alt te așteaptă niște oameni cu pumnalele în mână. Brutus comandă omorârea ta. El nu are timp să citească. El e plecat acolo. Nu. Eu sunt om. Și în fața celor mai înalte lucruri, eu trebuie să mărturisesc limitele mele și trebuie să spun așa cum înțeleg astăzi. Sau până unde am putut să înțeleg astăzi. Lucrul acesta ține și de bunul simț și de morală și ține și de doctrină și de adevăr? De toate lucrurile. Că iertați-mă, expresia adventistă noi avem adevărul este des citată și sunt de acord în limită. Nu prea am mai văzut-o în ultimul timp. Am impresia că a crescut nivelul bunului simț foarte mult. E de bun simț aici? E de bun simț, neapărat. Nu prea am mai auzit așa frecvent. Tot adevărul, nu că avem adevărul. Noi avem tot adevărul, vreau să spun. Mai ales expresia aceasta. Noi avem. Adică nu mai e nevoie să se mai descopere nimic altceva, pentru că ce avem e de ajuns. Cam în liniile astea. Cred că am citit, nu, veneri seara, ceva aici, împreună chiar la biserică. Reamintiți complet. Da, în care Ellen White scrie în Review and Herald un articol în spunând adevărul nu pierde nimic printr-o foarte atentă investigare. Ori nebunul, el e sigur. Am pus problema asta la dosar, nu? Da, investigarea, îndrăznești să pui sub semnul investigării ce a enunțat el, vai de mine, ăsta este nebunul. Omul înțelept stă și ascultă și învață. Și reflectă totdeauna ceea ce crede și vede astăzi despre Dumnezeu, reflectă totdeauna cu mediul în care se mișcă și cu Dumnezeu. Și așa se produce progresul sau creșterea în har și în credință. Deci doctrine care au fost ținute de poporul nostru mult timp prin asta, acesta nu este un criteriu care arată că este adevărat lucrul ăsta, pentru că a fost ținut de toată lumea atâta timp. Foarte simplu, toată lumea atâta timp a spus că păianjenul are 8 picioare. N-are 8, are 6 și asta este. Uh-huh. Pentru că a spus un om mare care are 8 picioare. Nu, aceasta n-a făcut dintr-o minciună un adevăr. Sute de ani a rămas minciună. Acum este vremea aceasta a lepădării siguranței nebunului. Nici a adoptării totalei nesiguranței a bolnavului, care face dintr-un om un agnostic. Nu se poate... Domnule, am fost întrebat cu ocazia prelurii unei biserici în Londra, unei biserici de limba engleză, care era în majoritate compusă din frați venind din Indiile de Vest. Și un frate de culoare s-a ridicat și m-a întrebat, domnule, tu ai habar de cultura neagră, de black culture? Că eram singurul alb acolo într-o adunare uriașă. Domnule, ai habar de așa ceva? Adică vrei să conduci avionul ăsta? Păi știi cum să trage de mână? Știi ceva în domeniul ăsta? Bătrânul foarte agresiv în întrebarea lui și mă ținea la distanță. Adică, domnule, mi-e și frică să merg, să zbor cu tine. Nu știu dacă tu știi să conduci. Și am spus, domnule, zic, eu nu am chiar deloc habar de cultura neagră, dar se întâmplă că eu cunosc pe cineva care știe despre cultura neagră mai mult decât știu negri despre cultura neagră. Și cu prezența aceasta și cu credința aceasta, îndrăznesc să fac lucrarea aceasta, sub această egidă. Răspunsul a provocat o izbucnire de aplauze din partea... Au început întâi tinerii, după aceea toată lumea a aplaudat. Bătrânul mi-a mulțumit, a fost foarte satisfăcut cu răspunsul și în clipa aceea am fost adoptat pastor la această biserică. Trebuie să umblăm pe pământ conștienți de două lucruri. Conștienți că Dumnezeu este Dumnezeu, nu noi, și conștienți că noi avem limite care ne vor însoți până la mormânt. Și nu trebuie... Este un singur lucru pe pământ de care sunt încredințat. Dumnezeu este dragoste. Dar din acest adevăr imens și etern, eu dețin astăzi nimic. El loc pentru
o veșnicie de dezvoltare, chiar în acest lucru asupra căruia sunt sigur ca un nebun. Așa de sigur sunt, dar în același timp îmi dau seama ce mic sunt în acest domeniu. Siguranța nebunului, și sunt trăsături aici exprimate și le luăm pe câteva dintre ele, capitolul 14, versetul 3. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Adică, până la urmă, siguranța nebunului e mândru, da? El privește cu mândrie, are o siguranță. Vă le dau pe toate și le discutăm. Apoi, versetul 6 și 9. Batjocoritorul caută înțelepciunea și nu o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Îndepărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știință. Înțelepciunea omului chipzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îl înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bună voință. Deci nebunul își bate joc, e batjocoritor. Da. Încă ceva, versetul 15. Omul lesne necrezător crede orice vorbă, dar omul chipzuit ia bine seama. Spune lecțiune frumos, nebunul este credul. Deci avem mândru, batjocoritor, credul. Versetul 16. Înțeleptul se teme și se abate de rău, dar nesocotirul lui este îngânfat, impulsiv, apare. Vorbiți-mi puțin de trăsăturile acestea care compun nebunia aceasta, siguranța nebuniei până la urmă. Da. Este, din ceea ce ai spus, este clar, este un tablou simplu și transparent a ceea ce înseamnă. Astăzi, acestea sunt reperele acestea sunt apreciate. Sunt apreciate în societatea noastră ca fiind un om trebuie să aibă. Ei nu o numesc înțelepciune sau mândrie, o numesc cultură sau o numesc să știi cine ești, să știi exactă valoarea ta. E foarte important să spunești valoarea ta. Bine, înțelegeți extrema. Da. E important să ai spiritul acesta, să simți în tine. Zice, asta e un om deștept, asta simte și pe loc are un simț dezvoltat. Problema și toate astea în proverbe sunt de nebunie. Problema este că dacă apreciezi viața și manifestările după un singur reper, singur punct, printr-un singur punct pot trece o infinitate de drepte, de linii, printr-un singur punct, în orice direcție imaginabilă, dacă vorba de un singur punct. O linie prin două puncte nu pot să consideră decât o linie dreaptă. Iar dacă discutăm de imaginea în spațiu, trebuie neapărat să vorbim de cel puțin o multitudine de puncte, care ne va da nouă o imagine mult mai complexă a realității decât cea simplistă a nebunului. El știe una și bună. Și bună și gata. Sunt unii oameni care se mândresc cu acest lucru. Mie ce mi-e îngușe și încă pușă românește. Frate, normal, dacă nu ai niciun fel de frână nici la gură, nici la minte, nici la asta. Ce ți-e îngușă și încă pușă? Te sui în mașină, accelerezi la maxim, dar n-ai frâne. Bineînțeles că în primul pod hai să intri și hai să fii peste cap. Vezi tu ce însemnează. Pe când invers, înțeleptul spune, chiar ai citat aici, da, el vă rog, puneți în contrast. Da? Da. El se gândește ce să răspundă și ce să vorbească. Nebunul gata, se entuziasmează. A spus ce? Stai puțin. Înțeleptul gândește la lucrul acesta. Și vine cu lucrul acesta în fața lui Dumnezeu și vine în fața istoriei și vine în fața societății și vine în fața naturii cu acest lucru. Biblia apelează la diverse repere și spune nu vă învață chiar și firea, natura. Vezi că nu ești susținut de lucrul acesta. Permanentul rol pe care îl joacă reperele în viața noastră și lucrurile pe care le-ai citat și care sunt astăzi chiar apreciate sau considerate virtuți într-o astfel de lume, mai devreme sau mai târziu își vor dovedi natura și adevărul în propria noastră viață. Și atunci e dureros. Știu, ești euforic într-un moment dat, numai că vine ceva în viață care te trezește la realitate. Povestește un pastor de fiică sa că s-au dus în vizită la o altă familie și familia asta care locuia la munte avea o sfoară legată între doi brazi la mare înălțime, cu un scripete pe care mergeau pe ea ca în exercițiile militare. Ea i-a spus abia aștept să mă dau acolo și tata i-a spus, fii atent că aici e o problemă, nu lua la prima vedere lucrurile, că multe că îi pot părea bune. Fii foarte atentă. Tricul sau șmecheria este că în momentul când te apropii de celălalt copac cu viteză maximă,
Tu trebuie să dai drumul la scripete și să sari nisipul de jos. Că altfel... altfel se sfârșește altfel. Și spune pastorul, ce am văzut-o când s-a dus acolo și când s-a prins de scripete și când a prins o viteză și chiuia și era culmea fericirii și mi-am dat seama că a pierdut din vedere faptul că ea trebuie să sară nisip jos înainte să ajungă la copac. Și a ajuns și a intrat cu fața în copac, în celălalt au fisuri la craniu, a mers la spital, la urgență, cu salvare, a fost o operație. A rămas cu semne pe față, sărmănuța, cu mari probleme. Dar el spune, zice, când am văzut-o, ce bucurie pe ea și ce viteză. Siguranța nebunului. Hai de capul, bă, ea era gata. Și esențial era pierdut din vedere. În momentul când ai dat cu capul în copacul ăla, abia acolo te trezești și îți dai seama că este ceva de care ar fi trebuit totuși să ții cont. Și că Duhul lui Dumnezeu te-a avertizat la timp, a vorbit cu tine, te-a rugat, te-a învățat, dar pur și simplu ignori acest. Deci credeți că Dumnezeu ne trimite semnale? Absolut. Eu am trăit lucrul acesta și continui să-l trăiesc personal. De câte ori fac un lucru de care mâine nu-mi place, de ce am făcut astăzi, mi-aduc aminte vă găsiți... că înainte de a se întâmpla lucrul ăsta, mi-a venit în minte. Ca și pe pista de decolare. Sunt acolo beculețele pe care să... Chiar și în lucruri triviale. Pleci, am uitat să iau cutare. Băi, și mi-a venit în minte, aseară să-l pun, am zis, las că-l pun mâine dimineață. Știi? Și îți dai seama că, de fapt, așa cum mi-a spus tatăl meu, zice, Dumnezeu a știut de mult timp ce o să gândesc eu peste 6 luni. Îți dai seama că Dumnezeu a știut că mâine vei uita să iei cu tine lucrul ăsta de care ai nevoie și ți-a spus aseară, pune-l în mașină. Pentru că dimineața este plece în viteză și n-ai să-l iei. Și când ajungi acolo și te pomenești că n-ai luat ce trebuie, îți aduce aminte, uite, cu o clipă înainte, acesta este dialogul nostru cu Duhul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu în permanentă desfășurare în sufletul nostru. Mă uitam prin trăsături și vreau să mai intrăm la câteva dintre ele, dar le pun în antiteză, citesc și de duminică și de luni. Nebunul vorbește cu mândrie, își bate joc de înțelepciune, bat jocoritor, este credul, este impulsiv, îi exploatează pe alții. Deci astea sunt trăsături care arată siguranța nebunului. Ieri am menționat într-o întâlnire noastră, dintr-un interviu pe care l-am citit săptămâna trecută, cineva afirmă într-o întâlnire... învierea lui Iisus nu este posibilă pentru că ar contrazice legile fizicii. Și un pastor care a fost acolo, distins om al lui Dumnezeu, îl întreabă, care lege, tovarășe, domnul, care lege a fizicii este contrazisă? Cetățeanul nu știe. Te uiți și asculți, vezi cum un om aruncă anumite expresii mari de tot. Este așa de urât. Este așa de ridicol, este așa de urât, mirositor, aruncarea în legile fizice, legile cosmosului, legile genetice, cu tare. Măi, cetățeanule, dacă te oprește cineva și te întreabă câte din acestea știi, domnule, când spui legile fizice, vrei să impresionezi babele, să le dai impresia că știi toate legile fizice și chipurile, jonglezi cu ele și... care dintre ele? Am mai dus și cu Dumnezeu discuția aceasta. Eu afirm în dreptul lui Dumnezeu chestiuni ca și când te-ai uitat de sus la Dumnezeu și ca și când ai tu pe Dumnezeu sub microscop și să vezi ce se întâmplă și ce... ce frumos este. Tăcerea e de aur în anumite domenii și conștiența limitelor noastre ne face oameni. Acela este un om nu care enunță concepte și principii de genul acesta și vorbe mari aruncate ca cum spune acolo, ca nebunul trăgând săgeți aprinse în clăi cu fân. Ați vorbit despre tăcerea ca fiind de mare elocventă. Da. Cum să știm când să vorbim și când să tăcem și când să... Da. Cum? Este din nou un rod al locuirii Duhului lui Dumnezeu în sufletul nostru. Un rod al lucrării Duhului. Deci nu aveți nicio rețetă, e vorba de prezența Duhului Sfânt. Este tot, da. Mântuitorul umbla în această relație pe pământ cu Tatăl. Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Și când. Și când și cât. Și cui. A avut momente când n-ați mai spus nimic. La Irod, da. Și la... Femeii samariteni ce îi spune, ceea ce nu îi spune lui Caiafa. El știe când să vorbească și când să tacă. El știe când să răspundă la o întrebare și când să nu răspundă. Ia spune-ne... Cum e? Stați că am și eu o întrebare. Botezul lui Ioan de unde venea? Nu știm, nici eu nu știu. Ne oprim aici. Adică este permanent, dialogul
este o lucrare la fel de importantă ca și mineritul, ca și pilotarea avionului, dialogul. Ne mișcăm pe câmpuri minate, ne mișcăm, sunt primejdii, e prăpastia în dreapta, în stânga. Cine îmi poate da mie imaginea aceasta panoramică și privită de sus, dacă nu Dumnezeu? Mi-am amintesc de o întrebare de genul acesta, o mică ilustrație în care în sistemul Domnului Iisus Hristos și evreiesc până la urmă că rabinii merg mult pe sistemul acesta în care te întreabă cu o întrebare. Și un rabin este întrebat, de ce totdeauna, adică erau foarte contrariați că totdeauna rabinii răspund cu o întrebare. Și se duce la rabin și le întreabă, rabii, învățătorule, de ce totdeauna voi răspundeți cu o întrebare? Și rabinul întreabă, e vreo problemă cu faptul că întrebăm o întrebare? O nouă întrebare. O întrebare. Adică... Un laureat al premiului Nobel a fost întrebat, domnule, cum ai ajuns aici? Și omul spune, zice, datorită întrebărilor, zice, pe care le-am pus în viață. Când am mers la școală, mama niciodată nu m-a întrebat, ce notă ai luat astăzi? Astea sunt pentru oamenii mici. Mai ales pentru oamenii foarte mici, dar cu tare ce notă a luat? Cine e mai mare, cine e mai... Rabinul spune, zice, că eu când am venit acasă, mama nu m-a întrebat niciodată ce notă ai luat. În schimb, mama m-a întrebat în fiecare zi, ai pus astăzi o întrebare importantă la școală. Îmi place foarte mult lucrul acesta și dacă tot mai punem câteva dintre experiențele acestea, mă amintesc de o profesoară în cadrul Universității La Sierra, unde am studiat, că ne-a povestit la un renumit profesor de la Berkeley University, în California, ne-a povestit cum la un moment dat a dat o anumită pericopă biblică pentru a fi studiată. Și era vorba de vreo două pagini în care trebuia să completezi ideile cu privire la pasajul biblic. Și unul dintre studenți a venit pe două pagini cu întrebări, dar de la cap la coadă. Deci două pagini el a găsit numai întrebări. Numai întrebări. Deci nu avea niciun conținut. Da. Întrebări de la cap la coadă. Sute de întrebări despre același text. Și i-au dat nota cea mai mare de trecere pentru că profesorul l-a apreciat pentru faptul că a născocit în sensul bun, a găsit tot felul de întrebări și a venit cu lucrul acesta și ne întreba oarecum profesorul dacă Biblia are toate răspunsurile și îmi place că un scriitor american, Eugene Peterson, spune Biblia are toate răspunsurile, dar are și toate întrebările din lume. Și e frumoasă imaginea aceasta. Vorbiți-mi puțin prin antiteză și prin contrast. Dacă nebunul este batjocoritor, nebunul este credul, impulsiv, mândru, sigur pe el și așa mai departe, neprihănitul este în partea cealaltă. Adică, ar fi... El vorbește cu smerenie, el vorbește cu vorbe alese, când trebuie, cum trebuie, sub prezența Duhului Sfânt. Vorbiți-mi puțin despre aprecierea cunoștinței și a învățăturilor, pentru că nebunul zice, gata, eu știu despre tot, nu mai nevoie, eu sunt de ultimate level. În Proverbe scrie, mai multă speranță poți să ai de la un nebun decât unul care nu ascultă până la sfârșit. Sunt oameni care nici nu te ascultă. Când încep, asta știu. Aștept, da. Mai frățioare, stai puțin. Despre ce e vorba? Nu știu despre ce este vorba. Aș vrea să luăm un exemplu în direcția întrebării pe care ai adresat-o. Să luăm pe Nathan, adresând lui David inimaginabil de grava problemă a istoriei lui necunoscute. Adulterului lui cu Bathsheba și crimei lui împotriva soțului ei și împotriva armatei Israelului și crimei morale împotriva societății lui și a timpului. Nebunia, ca să rămânem pe... Nebunia despre care chiar David vorbește într-un psalm. Doamne, Tu îmi cunoști nebunia. Știi că sunt capabil să fiu nebun la cap. Academia franceză a spus că toată lumea de fapt este nebună, dar în grade diferite, știi? Și ceea ce mi se pare e chiar real. Fără Dumnezeu, într-adevăr, sunt un nebun. Chiar și în umblarea cu Dumnezeu am momente de nebunie, în care revolt, o iau pe drumurile știute de mine. Dar uite-te la Nathan, om plin de Duhul Sfânt, se apropie de David și îi spune această parabolă. David o ascultă, este cucerit complet de parabola aceasta, se identifică cu situația aceea, imediat rostește judecata. Omul ăla ar trebui executat. Omul ar trebui să moară pe loc. E posibil imposibilitatea. Așa ceva? Să ai o turmă și să iei bietului om mielușa, revoltător, teribil.
Și în momentul în care este în această clipă de luciditate a vieții lui, atunci intervine Nathan cu această revelație. Omul acela ești tu. Dacă lucrul acesta ar fi fost pus într-un alt context, mă tem că s-ar fi întâmplat. Și știi când i-a spus? După un an de zile aproape. După un an de zile de la toate aceste întâmplări se născuse copilul. Mm-hmm. Deci nu poți să spui oricând, oricum, asta o face nebunul. Eu ce am, eu spun cu tare. Poftiți, domne, dacă așa credeți că este Dumnezeu? Deci care... precauția aceasta sau starea aceasta în care... Uite-te la delicatețea Mântuitorului și noi ca slujitori ai lui Dumnezeu, ai cuvântului și ai fraților. Noi trebuie să învățăm de la marele nostru învățător. Uite-te cu câtă delicatețe prezintă el parabolele. Și într-adevăr unele dor, pentru că unii oameni scrâșneau când au auzit parabola aceasta și au înțeles că despre ei este vorba. Duhul Sfânt i-a ajutat. Uite-te cu câtă delicatețe. Uite-te cât de frumos răspunde Iisus, cum rezolvă cazurile, cât de serios intră într-o anumită împrejurare ca să trezească pe cineva. El nu răspunde așa indiscriminatoriu, neglijent, complet dezinteresat de ceea ce se întâmplă cu omul, de limitele lui, ale omului din fața lui. Omul înțelept va fi întotdeauna în acest ton, pe această frecvență. Totdeauna prezența lui Dumnezeu în suflet îl va învăța. Sensibil, compătimire. Da. Ce înseamnă să umblăm prin credință și nu prin vedere? Mai ales în lumea de astăzi. Da, este de fapt esența vieții duhovnicești. Chiar discutam de une zi cu cineva care a susținut un examen extrem de greu și au rămas două persoane pentru aceeași poziție din 200 și îi spuneam acestui stână slujitor al lui Dumnezeu, ești pe cea mai bună poziție din cauza că poziția pe care ești necesită credință și necesită har. Dacă ai fi într-o împrejurare în care nu ai nevoie nici de credință, nici de har, aș fi înspăimânta, m-aș îndoi că vine de la Dumnezeu. Dar într-o împrejurare în care credința te păstrează într-o continuă dependență de Dumnezeu, pentru că acesta este unul din aspectele pe care le pierdem ușor din vedere, credința este manifestarea și permanenta noastră ancoră. Biblia spune că e vorba de o ancoră. Ești continuu legat. Asta însemnează credință. Ești ancorat. Și umblarea prin credință însemnează că tu nu-ți ordonezi viața și acțiunea și răspunsul pe care îl dai diferitelor probleme, nu-ți o ordonezi în funcție de ceea ce vezi că se întâmplă, de ceea ce este material sub ochii tăi, ci de principii mult mai înalte. Așa cum mie mi-a spus un colonel în armată, zice, tu dai raportul unei alte autorități. Este clar. Tu dai raportul la un alt comandant. Și am spus, am raportat, permiteți să raportez, este adevărat acest lucru. Frate Nicu, prima reacție, și nu vă pun să răspundeți sub aspectul impulsului, dar vă citesc versetul și dumneavoastră îmi spuneți direct reacția, scurt, și după asta dezvoltăm subiectul. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Ce simțiți când citiți versetul acesta? Încă o dată, 15:3. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Ai văzut că pe frontispiciu Bisericii Ortodoxe este ochiul acela mare, da, făcut, da. Și dacă te uiți, este așa fel pictat încât din orice direcție ai privit, adică orice unghi se uită la tine. Da, da. Așa cum sunt și unele poze. Lucrul acesta e un mare, o mare avere pentru cine l-are. Deci e avere? E mare avere să știi că ochiul lui Dumnezeu e deschis asupra ta. Nu e vorba de ochiul polițaiului, nu este vorba părinților. Nu e vorba de ochiul agentului secret. Uh-huh. Acest ochi al lui Dumnezeu nu e ochi de polițai. Nu este nici ochi de agent din acesta sub acoperire, ci ochiul lui Dumnezeu este ochiul acela pe care ai da mult să știi că te privește într-o anumită situație. S-ar putea să te deranjeze într-o anumită împrejurare, cum a spus domnișoara aceea, Dumnezeu să mă lase în pace. Eu îmi fac drumul viața așa cum vreau. A deranjat-o privirea lui Dumnezeu. Însă, puțin mai târziu,
în accidentul horrific, groaznic care a avut loc, ar fi dorit mult să fie privită de acest ochi, să știe că este privită și ochii lui Dumnezeu, privirea aceasta, este cel mai prețios lucru care ne poate fi dat nouă ca ființe pe pământul acesta. Deci nu vă înspăimântă, nu nimic. E dimpotrivă, e dimpotrivă un mare, nici nu pot să o numesc, nici nu am grad de comparație. Crede-mă că este atât de dulce și de frumos încât eu n-aș vrea să mai trăiesc dacă aș ști că ochiul lui Dumnezeu s-a închis față de mine. Aș vrea să mi se închide și mie ochii. Ce simte, frate Nicu, un om care e părăsit de Dumnezeu? Care privirea Dumnezeului nu mai este către el? Ce se întâmplă? El, de fapt, seceră ce a semănat și primește vede. Ce a cerut. În Scriptură spune, ei spun celui totputernic să ne lase în pace. Pleacă de la noi. Și Dumnezeu ascultă. Gadarenii, spre exemplu, au fost păgubiți. Și așa este, că Dumnezeu uneori te păgubește, mai treci prin fel de fel. Au fost păgubiți în domeniul porcilor și i-au spus lui Iisus, pleacă de la noi. Și Biblia spune că Iisus s-a ridicat. Da. Mi-amintesc că acum vecinul nostru de aici, de la Hollywood, pastorul, acum îl numesc așa, dar Ryan Bell a făcut acel experiment de un an de zile ca să vadă cum e să fie ateu, pentru că i s-a părut că e o posibilitate bună și după un an de zile a declarat acum 2 săptămâni în urmă că și-a dat seama că ateismul îl prinde foarte bine și așa și-a anunțat noua culoare. Că este ateu. Da. Adică, cu alte cuvinte, a spus, e mult mai clar că nu e nicio privire a Domnului, nu e nimic și mă prinde bine. E mult mai bine sub aspectul acesta. Vezi, i-aș spune acestui coleg pastor care a devenit ateu, i-aș spune că e prea devreme, așa spun chinezii, când, cu privire la Revoluția Franceză, e în 1789 și au fost întrebați în anul 2000. Da. Chinezii, ce părere aveți despre Revoluția? E prea devreme să ne pronunțăm, au spus ei. După ce trece 1000 de ani, 1200 de ani, atunci putem să discutăm el istorie. Într-un an de zile și-a dat seama. Da. Că e prea devreme pentru acest tânăr. Va veni vremea, probabil, în care se va... A te pronunța ateu. E prea devreme. Trebuie întâi... E ca și cu legile fizice, nu? Când eu sunt ateu. Da, e prea devreme să se pronunțe cineva în acest domeniu. Dar știi cum este cu această... Am citit și eu materialul acesta despre tânărul pastor adventist care a jucat rolul ateului. Pastor și... de la North Hollywood, da. North Hollywood, da. Și citind acest material, mi-am adus aminte de povestea populară românească a unuia care a încercat să vadă cum este când te spânzuri. Ce simte un om când se spânzuri și săracul... Dacă el a vrut să trăiască în mod practic unul care a încercat să se spânzure, unul a scăpat, unul a murit, săracul. Adică a încercat și a rămas așa. Altul a supraviețuit, fiindcă au fost mai mulți oameni în preajma lui și l-au ridicat, l-au desfăcut din laț, dar a încercat și l-au întrebat ce s-a întâmplat. Omul zice, bă, după ce mi-am pus triangul de gât, au apărut diavolii cu furci în ochii mei și eu mă feream așa de ei și se strângea lațul de gât, știi? Adică, asta e folclor. Bine, folclor, acesta dar e folclor. Lecția e acolo. Dar lecția este acolo. Vreau să spun că apar niște de ăștia cu furci pe care nu ai luat în considerație când ai intrat în experiența aceasta. Și ceea ce spui tu acum se încadrează în textul cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Noi putem să glumim cu a ne face adulteri, cum mi-ar sta, nu putem să glumim să-mi iau și eu cămașa asta, să o încerc și pe asta. Să... Acestea nu sunt lucruri de glumit. Asta sunt comportamente de nebun. Cum mi-ar sta mie că, dacă aș fi criminal, să încerc să joc, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Bat jocura. Sunt cunoscute glume care au fost făcute și din care au murit oameni. O mulțime. Da. O mulțime. Acest tip de glume despre care vorbește Biblia, cei nesocotiți glumesc cu păcatul, îl conduc pe om sau îl expun pe om unor primejdii groaznice de care nu este conștient în momentul acesta. Nu este un lucru de glumit. Dacă privirea Domnului este peste tot, cum vă explicați că este așa confuzie și înlocuire între bine și rău și se spune răului bine și binelui rău în lumea de astăzi? Cum de unde atâta fum? Da, de la diferența sau deosebirea între imaginea pe care cineva o are despre Dumnezeu. Imaginea pe care cineva.
David merge cu oamenii lui care mureau de foame și Abiatar îi spune, noi nu avem aici altă pâine decât pâinea sfințită pe care mănâncă numai preoții. Și atunci David spune așa, dă pâinea aceasta încoace și dă oamenilor să mănânce. Și oamenii au mâncat din pâinea aceea. Iisus îl menționează pe David în acest incident pentru că vrea să enunțe și să sublinieze un principiu la mijloc. Adică, un om se va comporta, chiar în materie, mai ales în materie de spiritual, se va comporta potrivit cu imaginea pe care o are el despre Dumnezeu. Imaginea pe care avea David despre Dumnezeu era aceea că el nu ar omorâ un om care ar mânca din pâinea aceasta dedicată oamenilor. Imaginea pe care aveau alții, vai, nu atinge pâinea aceasta, păi este cum se întâmplă uneori la Sfânta Cină, mai degrabă omorâm un om decât să ne atingem de ceva care este un... Ați observat că ieri am împărțit Sfânta Cină la da. Glendale și am mai rămas câteva bucățile de pâine am și am trecut pe la frate să mai ia câte o bucățică, exact. Printre care au fost și câteva refuzuri, pentru că am depășit liniștea. Pentru că, am zis, domnule, dacă fac un foc să ard pâinea pentru două bucățele, mai e încă o bucată și totul este liniștit. Dacă câțiva frate s-au uitat la mine foarte... cum să cumpăr? Mai e încă o bucată de pâine. Pentru că s-a trecut dincolo de lucrul acesta și, într-adevăr, noi înțelegem responsabilitatea. Decât să le dau foc, mai e încă o bucățică în plus. Să dea Domnul să fii dublu binecuvântat dacă ar fi după măsura aceasta. Dar revenim la întrebarea ta. Aceste lucruri toate sunt dictate, deci varietatea aceasta, același, toți credem în Dumnezeu, toți, dar viețile noastre sunt așa de diferite și de diverse. Da. Ele sunt diversitatea aceasta. Este produsul diversității imaginilor pe care le avem noi despre Dumnezeu. În spatele oricărei ființe umane. Adunarea lor fac confuzie. Și zic, uite, majoritatea oamenilor spun lucrul acesta că e bun. Și el, de fapt, e rău. Vezi, tocmai aceasta ne-a învățat Iisus. Primarul din Efes vine acolo și spune în fața la toată lumea. Oameni buni, vai de mine. Păi, cine nu știe că este chipul Dianei care a căzut din cer? Toată Asia știe lucrul acesta. Cine nu știe așa ceva? Adică dacă tu nu știi că a căzut din cer chipul Dianei, ești cam prost, ești neinformat, ești rămas în urmă. Cine nu știe o afirmație atot cuprinzătoare, care de fapt era pe cât de mare, pe atât de falsă? Cine nu știe de chipul Dianei care a căzut din cer? Eu nu știu, domnul primar. Te rog, întreabă cuvântul. Luminați. Spune-mi și mie, unde, vreau să văd groapa în care a căzut, că dacă a căzut în cer, avem cu o viteză, îți dai seama ce a putut să fie. Vreau să văd locul în care a căzut, cum de nu s-a spart, domnule, la așa viteză și impact care a avut cu pământul să cadă din cer, îți dai seama. O fi venit cu vreo parașută, poate. Deci de asta a picat mai ușor. Dar, domnul primar, eu nu știu. Toată lumea știe lucrul ăsta. Aolo, toată lumea știe așa. Toată lumea vorbește. Cine, domnule? Care este? Este acesta un criteriu după care eu pot mulțimea să... Sau, mulțimea sau... Numărul de ani. Da, durata. În durata. Istorie sau nu știu cum. Menționam ieri că am primit un e-mail de curând în care se spunea dacă ești baptist ești de 500 de ani, dacă ești pentecostal ești de 100 și nu știu cât de ani, dacă ești așa, dacă ești catolic ești de 1000 de ani, dacă ești ortodox ești de 2000 de ani și deci concluzia. Păi, domnule, dacă e vorba de vechime, atunci budismul este mai vechi decât creștinismul. Și dacă e vorba și hinduismul sau altele și credințele babilonine sunt și mai vechi, dincolo de acestea se găsesc izvoare care arată că astea au informat și au inspirat credințele care au... Și până la urmă mergem la origini. Satanismul trebuie să fie cel mai vechi dacă e vorba că se califică după și vechime, ține. Dacă o luăm după vechimea opiniilor de acest fel. Deci ce criterii ai în evaluare? Aceasta distinge societatea în înțelepți și nebuni. Ce face un lucru? O valoare aceasta a ta e dată de ce? Ce dă valoare acestui obicei al tău, acestui fel de viață al tău? Ce îi dă valoare? Păi îi dă valoare practica generală, îi dă valoare mulțimea de oameni care și așa mai departe, sau valoarea lui vine din faptul că este confirmat de însuși cuvântul lui Dumnezeu. Ultimele minute, frate
frate Nicu, mai avem vreo 10-12 minute, aș vrea să le concentrăm într-o discuție care ar comporta multe, multe întâlniri de acum înainte. Dar Proverbe vorbește despre problema, prezintă imaginea suveranității lui Dumnezeu și a liberului arbitru, a acestui dar și imaginea lui Dumnezeu. Niciodată n-am putea vorbi de imaginea lui Dumnezeu fără liberul arbitru. Oamenii ori le pun în contradicție, ori nu pot să le separe, ori nu le înțeleg. Cum facem să discutăm pe acest tărâm al neprihănirii, al multelor căi care ni se pot părea bune și deasupra avem Dumnezeul suveran și liberul arbitru? Cum le punem împreună? Dumnezeu, când a spus Napoleon că Dumnezeu este cu cel care are mai multe tunuri, așa a spus el în războiul, a spus un general, omul propune, Dumnezeu dispune. E un strop de adevăr în acest scop, în fața unei afirmații ca lui Napoleon. Dacă e vorba de ce dispune Dumnezeu, nu depinde de tunuri. S-a dovedit că, de fapt, altfel s-au lucrurile. Dar afirmația nu este adevărată la scară cosmică, adică generală. Dumnezeu nu dispune. Când vorbim de suveranitatea lui Dumnezeu în relația cu omul, Dumnezeu nu dispune și nu impune. Niciodată. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu. Dumnezeu propune. S-am așezat înainte viața și moartea. Îți propun, alege viața. Îți sfătuiesc. Dar niciodată Dumnezeu nu alege în locul tău. El face tot ce trebuie ca tu să ai datele reale ale problemei. Și indiferent că ești tu hindus, păgân în junglă sau mare savant cu halat alb pe tine și așa mai departe, indiferent cine ești, Evanghelia după Ion spune că lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Sub un anume cod, un anume fel îți comunică Dumnezeu datele reale ale problemei. Dar rezolvarea problemei ți aparține. Decizia ți aparține. Aceasta o exprimi și o execuți în deplină libertate. Când e vorba să iei hotărâri, Dumnezeu se trage de lângă tine și ține la distanță orice alte lucruri, când e vorba de alegerea sau de voința unui om. Pe cât de suveran este Dumnezeu în univers, pe atât de suveran a făcut pe om cu privire la propria lui viață. El poate să aleagă viața, este suveran omul, poate să aleagă viața sau poate să aleagă moartea. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce spune Viktor Frankl. Responsabilitatea arată că tu înțelegi valoarea vieții. Adică ești responsabil. Dacă te comporți ca un om responsabil, ești responsabil pentru alegerile tale. Ești responsabil pentru deciziile pe care le iei. Ești responsabil, în final, pentru destinul tău. Prin faptul că viitorul nu este format din întâmplări, ci din alegeri. Alegerea pe care o fac astăzi are un cuvânt de spus în ziua de mâine. Există în teologie cele, hai să le numesc extreme, sunt mai multe interpretări cu privire la imaginea aceasta dublă a suveranității lui Dumnezeu și a liberului arbitru. Uh-huh. Există curentul care spune, Domnul este suveran, indiferent ce se va întâmpla, da. Domnul nu se lasă batjocorit, planul lui se va îndeplini când a spus el, cum a spus el, în ce fel a spus el, el conduce toate lucrurile, el este parte din istorie, el este parte din politică, el pune președinții, el pune tot, este făcut de Dumnezeu. Alții spun, nu, Dumnezeu lasă frumos lucrurile să meargă, iar tu ești suveranul până la urmă. Alții spun, nu, e undeva la mijloc, Dumnezeu mai atinge din când în când, are grijă la precizia ceasornicarului care mai atinge câte o rotiță și merge bine partea cu privire la lucrurile acestea. Toate acestea sunt interpretări. Da. Toate lucrurile acestea sunt interpretări cu privire la lucrurile acestea. Eu am înțeles ce ați prezentat dumneavoastră, suveranitate și liber arbitru. Sunt limite pe care ar trebui să le avem foarte bine clar și trasate în minte cu privire la lucrurile acestea? Da. Lucru care mă urmărește de foarte mult timp și am căutat și l-am inclus frecvent în predicile pe care le-am ținut sau în diversele ocazii media. Lucrul care mă urmărește foarte mult este responsabilitatea pe care omul riscă
să o treacă cu vederea și să o înțeleagă greșit și să arunce asupra lui Dumnezeu lucru pe care el este chemat să-l facă. Profesorul Prescott zice, mi-am dat seama de unde vine eșecul vieții mele. Zice, eu încercam cu privire la neprihănire sau la sfințire în contextul respectiv, dar aplicarea e generală. Deci eu încercam să fac în viața mea lucrarea pe care numai Dumnezeu o poate face. Adică deveneai un fel de Dumnezeu. Da, deveneai un Dumnezeu pentru tine. Tu te neprihănești, tu te sfințești. Deci, și lăsam nefăcută lucrarea pe care numai eu ca om pot să o fac, aceea de a alege calea pe care Dumnezeu o deschide înaintea ochilor mei. Și spune el, zice, acum am înțeles despre ce este vorba. Aș vrea să aduc în discuție și să probabil spre încheierea întâlnirii noastre. Este o carte a lui Viktor Frankl și a fost mai multe ediții publicate, Man's Search for Meaning, căutarea a sensului în viață. Existențialismul despre care se bate monedă așa de mult astăzi. Omul acesta prezintă în cartea aceasta, e o carte mică, aș citi-o la nesfârșit această carte. El prezintă un principiu inimaginabil de simplu și de real și parcă simți că se armonizează cu sufletul. Și el spune așa, zice, în ultimativ sau în final, omul nu ar trebui să se întrebe care e sensul vieții. Să întrebe, el întreabă, care e sensul vieții, frate? Și unul ajunge la ștreang, altul ajunge la satanism și așa mai departe, pe baza sensului vieții, știi? Zice, nu, omul nu ar trebui să întrebe el pe cineva care e sensul vieții. Omul ar trebui să știe că este el cel întrebat de către viață, viața te întreabă pe tine, care e sensul vieții tale, băiete? Deci cine ți-a adresat? Ce ai făcut tu cu viața care ți-a fost dată? Și el scrie frumos, zice, el, omul, este cel care este întrebat. De aceea el și întreabă în afară ca să acopere, că simte că întrebarea îi se adresează lui. După cum ai observat, Dumnezeu a dat talanții în pildă, stăpânul a dat talanții, dar după aceea tot stăpânul a venit și nu omul cu talanții îl întreabă pe stăpân. Care e sensul talanților, stăpâne? Nu. Ci stăpânul întreabă pe omul cu talanții ce ai făcut cu talanții aceștia. Deci sensul vieții nu este o întrebare pe care o adresezi, ci este o întrebare care ți se adresează, îți este adresată și căreia trebuie să răspunzi. Tu nu ai întrebare de pus pe acest domeniu, ci tu ai un răspuns de dat. Și spune el așa, într-un cuvânt, fiecare om este întrebat, chestionat de către viața însăși. Eu sunt, cine are pe fiul are viața. Viața însăși te chestionează cu privire la ce ai făcut sau ce faci tu din viața ta. El poate să răspundă la această întrebare doar prin a da socoteală de propria lui viață. Uite ce am făcut eu cu viața mea. Uite ce am făcut eu cu trupul meu. Te găsești pe cineva în spital. Ginerele meu îmi spunea de un băiat tânăr, corpul complet distrus, ficat, inimă, sânge, creier, totul praf făcut în droguri. Omul cu băiatul acesta, nu e el cel care întreabă care e sensul vieții, ci el trebuie să răspundă tu ce ai făcut cu corpul acesta. Și știi ce ai făcut, de l-ai adus aici unde este aici, în măsura în care depinde de tine acest lucru. Viktor Frankl încheie. Numai viața, răspunsul pe care îl poate da cineva vieții, este prin a fi responsabil. Deci, liberul arbitru îți dă bucuria și liberare de a alege ce dorești tu să alegi, dar la urmă vei primi o singură întrebare. Bucură-te, tinere, mergi pe căile plăcute ochilor tăi și alese de inima ta, dar nu uita că ești accountable. Ar zice în engleză, ești responsabil sau vei sta în fața raportului vieții sau vei da față cu destinul pe care tu însuți l-ai ales. Frate Nicu, vă mulțumesc tare mult pentru privilegiul și binecuvântarea de a discuta din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste cuvinte înălțătoare. Cum am stabilit și în această înregistrare și în cealaltă pe care am avut-o împreună, doresc din toată inima ca oamenii să găsească cu mintea clară și deschisă trăsăturile frumoase ale neprihănitului, să înțeleagă că realitatea aceasta a lui Dumnezeu este mult mai mare decât
putem noi să avem, să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu și să ne întrebăm în mod frumos despre ceea ce suntem până la urmă. Să lăsăm viața să ne întrebe lucrul acesta. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, iar pentru cei care ne-ați urmărit, vreau să vă urăm să vă delectați în cuvintele acestea, să le puneți în viață, să devină parte cu adevărat întrupată a ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Până data viitoare vă spunem la revedere!